Leul moldovenesc scade atât față de moneda unică europeană, cât și în raport cu dolarul american. Așadar, pentru 19, 20 și 21 iunie, BNM a stabilit un curs de 19 lei și 43 de bani pentru un euro, adică va fi cu 4 bani mai mare decât astăzi. Un dolar american va costa vineri și în weekend 17 lei și 26 de bani, respectiv va crește cu un ban în raport cu prețul stabilit pentru joi. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1730 de lei și îi vindeau cu 1735 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1945 de lei și erau vânduți cu 1950 de lei.